și bine ați venit la școala gimnazială a Său. Colectivul de cadre didactice al școlii noastre vă colindă astăzi și într-un scop caritabil. Noi vrem să susținem un fost elev al școlii noastre care a suferit în vara aceasta un accident. La nivelul școlii s-au strâns deja 52 de milioane de lei. Vechi. Sperăm să îl ajute. E o situație dificilă în familia respectivă și noi, școala, vrem să îl susținem. În continuare, vă prezentăm primul nostru programer. Colinde. Thank you.
școala, întotdeauna a fost bunăvoință și în măsura fondurilor pe care a dispus comuna și sperăm ca în anul următor să colaborăm mai bine. Noi vă mulțumim pentru urări. Întotdeauna ne-am simțit bine în mijlocul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care creșteți, educați, vreau zis creșteți, că de la 3 ani ne luați la grădiniță. La adică, de la 2. Așa. Și v-ați ocupat de populația care urmează să fie majoră din localitatea noastră. Este mare merit, e o muncă grea, e o muncă care implică dăruire, oricine poate să o facă. Așa cum și dumneavoastră ați mai văzut și alții care la televizor afirmă că școala și sănătatea sunt două elemente de bază ale societății noastre. Au fost și sunt. În numele colegilor noștri, poate și dumneavoastră au ceva de spus, încă o dată vă mulțumim. Dorim prin ceea ce vom dărui și noi să folosească elevului care este în necaz în urma accidentului suferit. O să contribuim și noi, Consiliul Local, pe lângă colecta să obțineți dumneavoastră în colecta de la... Așa, o să dăm și noi. Deja nu e un secret, astăzi, din banii puțini care am avut pentru nenorociri, pentru calamități, i-am împărțit în două. E vorba de 16.000 de lei, 8.000 de lei pentru o casă, o gospodărie care a ars pe Valea Asăului, la Părtiniș, la familia Nava, și 8.000 de lei pentru băiatul care se află în casă. Încă 8.000 de lei. Iar darul pentru dumneavoastră să vină mai spre zilele date în străpășești. Și atunci am părțit de acum și din partea noastră o să se sosească imediat o mică atenție, o prăjitură, un suc, nu știu ce mai trebuiește. N-avem decât până ne rezolvăm treaba să continuăm protocolul, să vă mulțumim, să vă sărutăm. Vă rog să școală și primărie, Consiliul Local și anul viitor să fie la fel de bună. Vă mulțumim pentru darurile pe care le-am împărțit împreună elevilor școlii noastre de la centru și la structuri. Vă mulțumim pentru că de fiecare dată ne-ați ascultat și pe măsura posibilităților să și încercați să ne ajutați. Vă dorim un an bun, sărbători fericite și multă sănătate, că asta e cea mai importantă. Mulțumesc colegilor pentru sprijin. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine pe parcursul anului ce a trecut și celorlalți ani. Și câtă Domnul, sperăm să fie o colaborare bună în continuare. Țineți-o tot de așa. Și noi vă spunem un Crăciun fericit, un an cu bucurii, cu tot cu bine. Ordinea de zi a ședinței noastre. Mai spune că de ordinea de zi ați avut în mapă cele 4 procese verbale ale ședinței care nu au fost aprobate, da? Dacă sunt ceva obiecțiuni. Obiecțiuni. Sunt obiecțiuni? Nu. Cine e pe proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2020, inițiator primar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul poliției locale a său din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2020. Inițiator primarul.
la diverse, modificarea, adică și diverse, modificarea la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de distribuție a apei potabile pentru Comuna Său prin Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Comuna Său, inițiator primarul. La 2, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei dezvoltarea serviciului de salubrizare a județului Bacău, inițiator primarul. Și, la 3, și mai e o, la 3, e vorba de... Serviciu voluntar, s-a schimbat mai o denumire, că noi am aprobat o hotărâre cu reorganizare, iar Isu dorește înființarea prin reorganizare. Înființarea prin, să schimbă termenul, înființarea prin reorganizare. Dacă sunt alte probleme. Ce probleme vezi la primul proiect de hotărâre? Supune la urmă, sunt de acord? Ce este? Potriva? Sunt. Pe totul ne vot primul proiect de hotărâre. Nu s-a plinit de impozitor. Discuție. Comisie. Comisie. Da. Am discutat, am solicitat sprijinul doamnei pentru câteva clarificări legate de taxele și impozitele pentru anul 2020. În special taxele speciale. Am înțeles că majorarea se va face cu coeficientul de inflație, respectiv 4,60%. Mi s-a explicat, pentru că nu a fost destul de clară chestiunea, eu aici în proiect găsit la anexe, ca și taxe speciale, taxa pentru eliberarea certificatului fiscal și adevenții de rol agricol. Acolo scria taxe pentru eliberarea regim de urgență. Mi s-a explicat că regim de urgență pentru persoane fizice este de 5 lei, în regim normal nu se percepe această taxă. Eu am avut senzația că taxa aceasta de 5 lei pentru persoane fizice se încasează indiferent că asta a fost percepția mea. M-a lămurit, nu e așa. Am discutat și despre această taxă de operare în regim de urgență a documentelor privind bunurile. Că foarte mulți colegi au ridicat această problemă, să renunțăm la această taxă, că aberantă să plătească un loc pentru eliberarea unui document în regim de urgență. Nu să renunțăm, că... Nu, de renunțat nu se poate renunța. Am înțeles ce înseamnă taxa de operare. Doamna Dinu ne-a dat asigurarea că niciodată nu s-a abuzat de acest lucru, niciodată nu s-a abuzat de acest lucru, în sensul în care dacă au fost ceva probleme și nu le-a putut rezolva în secunda 2, când omul a venit cu cererea respectivă, în două ore maximum au rezolvat-o și nu s-a mai perceput această taxă. Doar în situații extreme în care a fost foarte, foarte aglomerată și nu s-a putut face. O singură problemă mai avem de ridicat la această problemă este vorba de acea taxă referitoare la transportul pe drumurile publice, cu care a fost supusă și dezbaterii publice, la care au participat și domnul Dogaru, a venit doamna Ungureanu între timp. Așa a fost domnul Țuțu, care a susținut punctul de vedere al exploatatorilor de lemn de pe vale. Înțeleg că acei 4 lei care au fost anul trecut stabiliți, li se pare unora chiar foarte, foarte mari. Mie, sincer vorbind, nu mi se pare chiar foarte mare, dar înțeleg și faptul că pe lângă această taxă oamenii mai plătesc și alte taxe. Spunea și domnul Dogaru atunci că plătește peste 100 de milioane la bugetul local. Bine, plătește pentru că ai mașini, ai utilaje, ai alte lucruri. Nu plătesc atâta. Dar haideți să definitivăm discuția pe această taxă. Pentru că în minuta încheiată la dezbatere, atunci s-a făcut precizarea că să rămânem la 2 lei și 50 de bani pe metru cub. O propunere. Nu, a fost o propunere, dar în minută, așa se precizează. Citiți, vă rog, minuta. A fost propunere cu toate agențiile. Domnilor, da, domnilor, dați-mi voie să vă citesc și spuneți în minută. Nu, 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 nu,
textual. Dezbaterile se încheie urmând ca propunerea de 2,5 lei per metru cub să fie prezentată Consiliului în ședința ordinară din 19. Propunere. Da, propunere. 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 Bine, știi, scrie cine a propus. Cine? Domnul Țuțu a propus. Păi ta. Și vorba despre agenții economici și toate domnul Consiliului. Ei au propus. Deci nu vine din partea noastră, nu s-a stabilit. Propunere. Cum o dezbatem, da. Deci, și e... domnul Dovară a fost tot așa. Acum, cine? Dovară. Eu nu ți-am zis că am dat până eu 50, din ce mi-amintesc. Dar mă rog, asta e atât de zis. Da. Nu știu. O discutăm, pentru că trebuie discutată, pentru că anexă la proiect. Da. Eu ce vreau să spun. Trebuie să luăm în taxă, în seamă, faptul că de la Opolul Silvic ne va prezenta ce lemn a exploatat în luna trecută. Noi acum ce am luat cu 4 lei, cei care au trecut cu camionul prin punctul de control. Dar mulți n-au mai trecut, pentru că l-au prelucrat, nu au fost de bună calitate. Eu știu, și-au plecat cu mașina de 3 tone, de 7 tone, cu căruța, cu nu știu ce. Având în vedere că dacă luăm de bază ce ai exploatat, și bineînțeles, fără creangă, fără coajă, cum îi spunem, în sumă, așa, ar fi de dat înapoi. Că aici numai ce a trecut. Din 4. 50 de bani. Ce de din 4? La dumneavoastră 5 de bani. Plătește exact. De asta trebuie luat în seamă și treaba asta. Că va plăti tot lemn. Că dumneavoastră mai am nu mai plătește oamenii acolo. Nu mai plătește oamenii acolo. Nici eu nu am putea putea acolo. De ce? Ba da. Omul lunar ne dă ce a fost luna trecută. Păi cum? Când s-a fixat taxa, nu s-a plătut de acolo. Nu a vrut să punea de acolo. Am fost cu doamna Nuța atunci și s-a stabilit. Mi-a scos și graficul ăla exact. Uitați ce am eu. Zice, dumneavoastră vă trebuie normal ce are contract și cât cantitate o exploatat în luna, că ei depun când se încheie în luna la Opol. Asta vă pot da, zice. Acum, dumneavoastră hotărâți. Că acum nu mai plătești ceala cu camionul din Tulcea, de Vaslui sau de Constanța. Acum plătește agentul economic care e fiul satului, e cetățeanul nostru. Dacă nu e cineva care... Asta nu e cum să formezi. Ce? Fixarea prețului la... Da, e trecut. E trecut în impozite și taxe, doamne. Impozite și taxe. Dar ținând cont, când scoatem oamenii de pază, nu mai stau acolo, ar fi din ăsta de jos. Scoate-i întâi și după aceea, că de un an de zile tot îi scoate. M-a zis că îi vezi scoși și după aceea cu ei discute. Păi nu, dar nu poți să trebuie să stai în școală, nu școală. Păi că la amendamentul respectiv care prevede, eu cred că a fost o greșeală atunci. Noi am dat o idee ca să colecta poliția locală. Până la urmă, asta nu trebuia pus la nimic. Executivul știa cum vrea să colecteze. Dar oricare ar fi, trebuie să-l plătești? Absolut. Păi și atunci ce? Dar nu-i mai bine dacă vin banii ne dă, ne dă, ne dă. Și dacă nu ne dă, e și scos. Nu-i mai bine dacă vin banii ăștia. Nu-i mai bine, dar nu vorbim de 2 ani despre asta. Păi și după acum s-o rezolvă. Dar o stabilim cu acolo, cu direcție. Dar nu stabilim din mult și nu s-a întâmplat nimic. Da, da, acum de pe acum. Acum. Păi nu a vrut să ne dea. Păi eu ce spun? Păi și te trezești cu aceeași surpriză, schimb tot, păi faci. Păi nu e așa, eu, domnul Vicera, nu vine că n-am vorbit cu directorul, domnul director. Avem un protocol semnat că i-a spus că nu mai trece nicio mașină peste 10 tone, dacă nu înțeleg într-un fel. Vedeți că tare impresionează. Ei nu le asigură agentul economic, ramă, primară și ce necesar. Îi vin dilemă. Păi atunci... Propune să o lăsăm la fel. Se întâmplă, dar era bun să avem un protocol prin care eu să zic luna viitoare, nu știu, domnule, că am timp. Luna cealaltă iar n-am timp. Este două luni, așa cum îi spune, luna iar n-am timp. Păi de aceea nu i-a spus domnul Vici, care de atâta timp măcină treaba asta, doar le trebuie protocol scris. Eu și eu am zis, trebuie protocol. Nu, dar nu spuneți protocolul în hotărârea de Consiliu. Domnule, dar nu mai vorbi că nu pot să... Emil, nu poți obliga pe hotărâri de Consiliu Local pe șeful Ocol. Nu mai vorbiți așa. Dacă Consiliul Local nu obligă Rom Silva niciodată cu nimic. Noi facem reguli aici. El nu e obligat să ne pună nouă la dispoziție dacă nu există un protocol. Noi facem reguli pe teritoriul comun. Dar nu poți obliga pentru o hotărâre, dar trebuie colaborare, trebuie protocol de amiabil. Hai să ținem poliția locală, îi plăcem 7 ani acolo. Nu, dar uite, vezi, dumneavoastră, că dacă faci un calcul,
exact ce v-am spus. Anulăm taxa de tot și ne duci poliția comunitară la 2. Și ai să vezi că știi mai mult. Ai strâns 1.800.000 anul ăsta din taxa de drum. Poliția locală consumă 4.500.000 din bugetul comunei astea. Sau 5 dacă mai pui în urmă din rană. Cu echipament, cu pistoale, cu mitraliere, cu tot ce le dăm. Atunci, domne, ai simplificat 2, ții 2 și să-ți faci treaba, că toată lumea se uită să vedem ce buget vine. Și anulez taxa de drum. Hai să începem cu începutul. Noi, data trecută, am vorbit ca în ședința ordinară să vină cu cât s-o adunat ca și dacă să vedeți o cheltuie. Da, uite. Asta, hai prezentăm asta, vedem ce zice vorba. De fapt, vedeți asta. Da, taxele, drum 1 aprilie 2019, 11 aprilie 2019, deci fix de acum 3 luni și până astăzi nu s-a întâmplat absolut nimic. Acum 3 luni când am întrebat tot așa era 120-130 de mii. Acum s-a 148 de mii. Până la 11-11-2019. Taxe de drum la 6-12. Bine, că s-au mai adăugat. Băi, doamne, și dacă acum se ia bani fără să plătești... 170 de mii. O mai fără să plătești. Dacă cel depisat de el, inspecția sindică nu aveți competență de certificat. Dar nu, noi de ce am mai făcut amendamentul ăla? Dacă îi dăm judecată, noi suntem cei care, conform legii, nu avem dreptul să urmărim și nici nu putem intra în posesie programului. Nu, sumarul nu până aia. Sumarul nu suma. Nu suma. Ei de... Marian. Domnul președinte, raportează... Hai să ne ducem, n-am cerut nimeni de sumar. S-au pus camerii, urmând ca poliția locală să verifice transportul din Dunăre. Nu, dar discuția că nu a fost. O fost discuția acum. Nu, e dreptul. Da, ce vorbim? Dar cu Silviu, cu ce discuții au purtat, că în fiecare lună și de sumarul depus și s-au exploatat. Marian. Marian vrea să spune că poliția nu e eficientă și noi am putea scoate de tot taxa de drum. Simplu și eficientă. Și atunci După ce ne ghidăm acum ca să restabilim? După ce a vorbit domnul Vici cu domnul primar, cu... Avem o hârtie oficială. Consiliul local e suveran. Stabiliți treaba asta. Noi am dat publicității, că așa spune legea transparenței. În afară de asta s-a purtat o discuție să nu venim pe cap oamenii să-i jupuiem, pentru că sunt tot oamenii din comuna noastră și muncitorii sunt tot de la noi, majoritatea. În ideea asta. Acum, haideți să stabilim. Nu putem sta nici la deță. Așa nu mai stabilim niciodată, că așa au fost de 2 ani. Că uite, popa nu e popa, că e cealaltă. Nu știți ce mai bine. Că angajează alți oameni, că nu angajează. Păi dacă angajează alți oameni, aia nu trebuie plătiți. Da, dar nu tu știi să-ți privează cu oameni, domnul primar. Una e, una altă dată. Domnul primar, și noi... La altă dată treabă, domnule. Desfințați poliția locală. Nu desfințăm. Știți cum e cel mai bine? Abrogăm articolul în Consiliu, eu propun asta. Abrogăm articolul din hotărârea din Consiliu care spune că taxa să se facă, să colecteze cu poliția locală. Și atunci îl abrogăm și executivul să se descurce, să-și organizeze colectarea taxei cu poliția locală. Dacă noi am spus poliția locală ca idee, vrea să ne băgați pe tine. Nu mama ta vorbește. Domnule, dar nu mi-am terminat ideea, nu vorbesc numai. Dacă se vrea lua în calcul amendamentul, amendamentul ăsta, că nu, nu, ce? Domnule, a desfințat poliția locală e altă, dar nu noi discutăm de taxa de drum. Vă stăm competență, nu stăm să ne desfințăm toată primăria. Stabilim o valoare. Dacă nu rămâne la urmă ca să nu mai fie filmată, ca apoi să zică cealaltă, păi cealaltă a fost, nu știu ce a fost. Noi ne-am adunat să vorbim de taxa de drum. Nu ce vrem de zropăm toate morții. Toate morții discutăm cu nevoie. Trebuie să discute statul de funcție. Atunci ce să discute? Cu poliția locală. Da, domnule. Nu era normal să discutăm despre aspectul ăsta? Da. Și atunci nu este normal ca de astăzi să vă organizați cum vreți colectarea taxei? De organigram acum ca să
să analizăm organigrama? Faceți altceva cu ei! Și balați altceva! La Poliția Locală nu pot angajate ca să facă parte. Noi nu suntem de acord, noi sunt ideea acolo, de cifre, a fost noi împotrivă. Putea să se întâmple asta de 2 ani, putea să se întâmple, că taxa are atâta vechime. Și dacă cine? Stabilit, acum lasă-i doamne să vedea ce face. Deci, lasă-i să vedea ce face și pe urmă, nu duce înapoi. S-a propus, lasă-i să vedea ce face. Noi, colegii, noi și propunem 3 lei, dar sunt nici 5 lei, nici 4 lei. Venim cu 3 lei. Alte propuneri. Eu, de exemplu, am făcut 2,50, cu 1,50 lei. Păi am spus că dacă nu s-a discutat de 2,50 lei, nu am venit cu propunerea 2,50 lei. Nu mai stă nimeni, și nu mai știu ce cheltuie bani. Vede, supuneți la tot. Da, 2,50 sau 3 lei, în ce condiții? În condițiile în care Ocolul avem o colaborare cu Ocolul Sfântului. Da, dar nu am discuția noastră și am fost purtată. Doamna Dinu a venit la comisie și am discutat acest aspect. Am înțeles că și domnul primar a subliniat aspectul ăsta, că am fost împreună la Ocolul Silvic, au promis că ne rezolvă această problemă. Și în discuția asta... Noi avem un protocol de nimic, nu caratează nimic, domnule. Trebuie să ne da, domnul. În urma discuții cu Consiliul Local astăzi, la problemele astea, ei trebuie să facă așa. La începutul lunii ne ducem cu adresă scrisă să ne comunice în luna trecută care cum. Asta e înțelegeți. Da, părerea mea. Plăteam 4 lei până ce se rezolvă problema cu Rom Silva. S-a rezolvat problema cu Rom Silva, avem protocol încheiat, semnat, atunci negociem. Părerea. Dar cum și cu Rom Silva în urmă ședințele Consiliul Local? Îți dă. Ce mari cu Ocolul Silvic comunești cu ședințele noastre, domnule? Dacă s-a discutat și dacă s-a creciat, dacă în baza unei hotărârea din Consiliul Local, hotărârea din Consiliul Local e un act normativ care trebuie respectat de cei care... Nu. Dați un pic, facem confuzie. Una e hotărârea din Consiliul și altul e prețul. Ei spun așa, să se dea hotărâre din Consiliu, metoda de încasare să fie prin a prezenta o consiliere, și prieteni după aia să-ți stabilească. Domnul Vici, până la urmă, executivul își face cum vrea treaba. Așa, trebuie abrogat doar articolul care spune anulez colectarea taxă cu poliția locală, în urmă ca domnul primar să caute soluții. Nu mai e nevoie. Nici mai există acel articol că colectează poliția. Păi foarte bine, atunci când astea, cine vă opri până acum să vă faceți cum vreți treaba și colectarea cum vă place? Păi în ăsta nu mai scrie. Nu mai scrie. În ăsta, în ăsta deja nu mai scrie. Și dumneavoastră după aia stabiliți cum vă convine. Da, să stabilim cât. Înseamnă că acum trebuie să aprobăm două chestii. O dată aprobăm. Metoda de încasare și a doua... Nu mai aprob nici metoda de încasare, metoda de încasare e apanajul primar. Scrie, da. Stabilim și prea. E treaba lui Bușor. Atunci spune la voi. Cine pentru 2? Da, prea. Cine pentru 2? Da, 3. 3. Cine pentru 3? Prima propunere, cât au fost? 3? O propunere de 3 și fac 3,50. Pentru 3 lei, cine? 3. Cine? 5 și 6. 6 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
Dacă au fost 9, care au fost pentru 3 lei, ce mai vreți să mai puși pe 2,50? La ce vă abțineți? La 3 sau la 2,50? Că n-ați făcut precizarea. Nu, nu trebuia terminat votul pentru 3. După aia, automat nu se mai impunea discuția pe 2,50 lei. Dar trebuie să vezi punctul de vedere a fiecăruia că discuți de 3 lei. Da, așa că fiți dacă ai fost președinte. Eu nu înțeleg un singur lucru. Ai pledat până acum o jumătate de oră pentru încasarea acestei taxe, indiferent... Da, și ce, ai o problemă că nu-i dea acolo 3 lei? Și acum, dintr-o dată, te abții. Ai o problemă că nu sunt de acord cu 3 lei? Unde este responsabilitatea, întreb? Asta ai o problemă, poate eu am de acord cu 2,50 lei. Deci eu am o mare problemă. Dar te deranjează dacă sunt de acord cu 2,50 lei? Pe mine mă deranjează faptul că nu ți-a... Asta îți votez ca PNL-ul. Voi vă vă că sunt presupoase cu metru și așa vă faci. Votez cu 2,50 lei, cât deranjează?
Păi n-ai votat cu 2-5. Pentru că nu mi s-au mai venit o casă, pentru că nu a fost bărat. Discuție de principiale, asta înseamnă. Asta ține de integritatea fiecare. Nu cred că poți să fii obligat să vorbesc ca pe mine. Asta ține de integritatea fiecare. Domnule, au fost două variante. Cel mai simplu este măscuturi. Păi dar așa e o problemă cu mine, votează cum vrei din date. Oamenii care nu se asumă. Eu vreau să votez cu 2,50, te deranjează? N-ați votat cu 2,50. Nici nu s-a mai pus în discuții, domnul. S-a pus în discuții. Când s-a pus doamna juristă? Cine a votat pentru 2,50, domnule? N-ați zis că nu mai are rost pentru cât ăsta cu 3 lei trecut? Ce Dumnezeu, pe cine? Domnule, votoriți, vă rog, ar trebui să face rău, aveți voi. Da, băi, eu mi-s urmă, tot întreabă cu ce am votat cu 3 lei, ce vrei? De ce n-am votat? Deci sunt obligat să votez. Nu au supus la vot, domnul președinte. 3 lei. 3 lei. Ca 3 lei au ieșit 8 voturi. Și nu mai are rost. Păi dar nu are sens. Păi dar 9 voturi au fost pentru 5 de acord. Împotrivă. Împotrivă și abține. Împotrivă. Plecat toată discuția mai departe. Abține. Da, mai am 18. Sunt pot împotrivă. 8 sau 9? Eu am luat 9, nu știu care era altul. Al 9-lea era nesnic. Nu, am fost 8-lea. Și 8-lea. Și 8-lea. Și 8-lea. În primul rând este varianta că poate nu sunt de acord. Or 9, doamne. Nu convine să-l duc. Unii care sunt și sunt. Și sunt obligat să votez dacă vreau 4. Da, 9 vot trebuie cu 3 lei. Următorul proiect de ordine de zi. Acum am vorbit din taxa libră, dar să-mi puneți la vot restul. Da. Restul. Până la urmă, cum a rămas cu taxa aceea de urgență la matriculări și dezmatriculări? Vă rămas așa. Vă rămas așa. Am făcut, eu dați aia făcut să ne duc la 50 de lei. Da. Mi se pare exagerat din mult cu milioane. Atât, dar așa. Care vine în jur, acolo de fugim noi. Eu propun să ți le duc la 50 de lei aia, mi se pare exagerat, nu are nimic bun. Așa e bun, foarte bun. În nicio validare, să spun noi, nu e... La comanește 30 de lei, sau nu știu. Dar cum e, nu? Știu că nu. Este propună și să supună la vot. Da. Supune la vot, ține pentru 100 de lei. Eu am propus. Nu, propunerea, deci în proiectul hotărârii 100 de lei. Propunerea nouă este 50 de lei. Cine e pentru 50 de lei? Atenție pentru 50 de lei. 50 de lei. Spune la vot, cine e pentru 50? Băi, domn Traicu, acasă îi discut. Cine-i pentru 50 de lei taxa de urgență? Se reduce de la 1 milion la 50 de lei. De la 1 milion, de la 100 la 50 de lei. 6. 3. 7, 8, 9. Așa, bărgare. Păi are probleme, cum e asta? Cât e? 9? 9. Acum, normal, nu se ia pe articole, numai la buget? Numai unul au fost probleme. Da. Dacă au fost probleme la restul, se producătează în totalitate. Mai sunt alte probleme. Pentru că voi sunteți casă locale, la votare, votate. Supuneți la vot. Supuneți la vot. Proiectul pentru impozit și tase. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind... Da. Privind acordarea normei de hrană la personalul poliției locale pe anul 2020. Părerea mea este că normal trebuie aprobat întâi bugetul comunei. Păi da, asta e că da, dacă luăm fire și vrei să-i fac. Dăm ce putem luăm de hrană când avem nu știu. Dacă avem bani, e și mai mult. Cine inițiativă? Dacă luăm inițiativă. Da? Știu eu că la tine e ușor să stai pe capul și să dai cu ei. Păi nu stau pe capul, dar de ce ai dat cu ei? Asta știu, eu știu de la început că asta-i treaba, dar ce? Eu nu puteam, dacă eram primar, puteam în 2040. Știu, hai că noi să ajungi, dar nu mai să ajungi. Ăsta? În 2040 când noi să ajungi. Îl retragem, da? Îl retragem, da. N-are obiect. Inițiatorul îl retrage. N-are obiect. Retrage. Abia ai făcut, măi. Avem o discuție, acum să-mi cheia. Dar puteți și ne vă oprești, sunteți suverani. Ai luat jucării. Tariful la apă.
Se aprobă valoarea de 1,92 lei metru cub pentru tariful de 3,92. Distribuirea apei potabile pentru comuna Sărău, așa, județul Bacău, cât și pentru restul utilizatori. Tariful la apă potabilă distribuită nu conține TVA. Tariful aprobat în distribuirea apei în comuna Sărău se va adăuga la prețul apei produsă și transportată, e vorba de Comănești, de către apa SERP Trotuș Comănești. Modificarea prețului va fi adusă la cunoștință în termen de 15 zile. Păi da, doamnă, dar normal nu trebuie să arate prețul total. S-a aprobat tariful, permite legislația. Legislația permite să aprobăm un tarif la serviciu. A aprobat tariful de 1,92 așa cum din adresa și adăugăm iar un 92. Domnul primar, citiți referatul de aprobare și vedeți că spune rezultând prețul final facturat la utilizator 3,75. Da. Cine pentru 3,75? Rezultăm prețul final facturat la utilizare. Treaba este că cu acest preț de 3,75 nu are de unii plătiri nici muncitorul, care e obligat în 30 de zile sau 90 de zile, dar unii domn Răceanu, nu are timp să vină, știi, să analizeze. Și dacă să așa. Asta e treaba. Am supus la voi, să fie de acord cu prețul meu. Cine-i pierd? 3,75. Cine-i pierd? 3,75. Acum, în urma intervenției noastre la... Oprim la abținere? În urma intervenției noastre la CRAP, ne-a venit o adresă ce privește delegarea gestiunii, pe o durată care ori determinată, ori nedeterminată, ori poți să o întrerupi când vrei, unul dintre, așa. Și zice așa, având în vedere adresa dumneavoastră numărul din 12-12-2019, înregistrată la CRAP-ul trimite, la sediul societății noastre, vă facem cunoscut etapele ce trebuie parcurse pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Sărău către operatorul regional CRAP, ESAC. 1. Aprobarea prin hotărâre de Consiliul Local a delegării către CRAP a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile prevăzute articolul 22 alineatul 3 din legea 51/2006. 2. Dobândirea de către UAT Comuna Sărău a calității de acționar al SC, Compania Regională de Apă, ESA. Asta o avem, suntem membri CRAP. Aprobarea prin hotărâre de Consiliul Local a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare încheiat și de canalizare numărul 56/2006/29/11/2010 încheiat de către SC Apa Regională Apă și Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIPO. Modalitatea ADIP prin hotărâre, mandatarea ADIP prin hotărâre de Consiliul Local, potrivit dispozițiilor articolului 10 din legea 52.6, să exercite pe seamă și în numele unității administrativ-teritoriale din comuna Sărău, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor către operatorul regional de apă. 5. Încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. După parcurgerea etapelor de mai sus menționate, se vor constitui comisii mixte pentru inventarierea, preluarea bunurilor ce fac parte din proprietatea publică a comunei Sărău, bunuri necesare furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și canal. Asta în condițiile în care nu ne pune nimeni să ne apucăm acum să facem treaba asta, dar era necesar niște lămuriri. Noi, împreună cu domnul Vici, sursa aceea de apă, se lucrează, s-au luat probele bune, acum se lucrează la studiu care urmează după depus la Apele Române și după aprobare, după avizare, eventual să vină proiectantul care ne-a mai făcut și canalizarea,
care ne-au proiectat și canalul de la Luncă, să putem amenaja puțurile cu apă cu ciobănuși, care apa e potabilă, și o rețea, o conductă de aducțiune la depozitul nostru. Și ce mai trebuie tehnic, pe lângă ele. Noi, cu împrumutul care l-am dat, o să mai meargă, cât o să mai meargă, deci plătește numai contravaloarea. Ce nu plata altă, iar plătim? Pentru că plata facturilor la altă. Da. Și de asta. Ei, cu ce tăiesc? Rămâne noi să... Rămâne să ne gândim, să analizăm, dacă mai vreți, mai am, ca să citiți, să studiați. Nu vreau să citiți. Și când o fi să hotărâm, dacă... Noi vreau cu domnicii încercăm cât de repede ca să... să obținem apa care e necesară, amenajarea pentru adopțiunea aceea de apă. Dacă vom vedea că unii cadrăm în timp și datoriile cresc, rămâne să discutăm și să vedem ce variantă. Pentru aducerea la cunoștință, de asta l-am prezentat. Următorul proiect. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare a sistemului de salubritate al județului Bacău. Ați studiat-o? Noi am până de gâtit viața lor. Apoi sunt documente care, din ce înțeleg eu, trebuie să aprobat obligatorii de către totul lor. Da. Ce să mai discutăm? Să punem la vot. Cine este pentru strategia de dezvoltare? Da. Împotrivă, abține. Trebuie acum doar un proiect de la asta de hotărâre. Aici. Să deschid finalul de aici. La suplimentarea ordinei de zi, proiectul de hotărâre privind înființarea organigrama numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, tip 6, prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Său, județul Bacău. Deci aici poli se aprobă înființarea organigrama și numărul de posturi a serviciului voluntar. Cine este de acord? Numai că e schimbat reorganizarea. Să punem la vot. Cine este? Împotrivă, abține? Împotrivă? Să abține domnul Luca. Care mai este? Probleme diverse. La diverse. Mai e bună? Nu. Nu. Domnul Puiu. Am observat că se apropie de final lucrarea de la Prâmbu Bunțu. Nu cred că se termină, că mai e porțiunea de drum de la șosea spre Valea Totușului. Da. A început și acolo să s-afli. A început să s-afli. Dar discuția care am purtat-o de o primar vis-a-vis de aceea pâlnie de captare acolo sus. Am fost acolo cu domnul Vici. Nu trebuie neglijat. Păi nu, dar nu trebuie neglijat. A stabilit, trebuie să vină, poate chiar mâine, dirigintele de șantier cu proiectantul, să va face pâlnie. De la deal de trecere la care a fost alaltă ieri acolo. Am stat de părbă și domnul Vici. Puteți mă întrebați pe mine, că știți că am fost... foarte multă lume m-a interpelat de... că lucrarea e făcută gospodărește, chiar gospodărește făcută. Și ar fi fost păcat chiar acolo sus, să nu... Să face și să va depolmata... Da, sigur. Și că mai material, fără să-l betonez. Da, clar că... Noi ne-am pus să vedem care-i statul. Muncitorii munceau chiar acolo în zona aia. L-am sunat pe domnul inginer Năstase. Și dumneavoastră a zis, domnule, n-am nimic împotrivă, încă muncitorii ce-a lăsit, domnule. Și eu v-a zis, facem așa intrare. Bă, nimeni, stai, cum să o faci așa? Da. V-a zis că așa e proiectul. Cum să fie proiectul așa? Și domnul inginer a zis, domnule, uite, sună acum dirigentii de șantier, dirigentii le cheamă proiectantul și cât de repede vine ca să stabilim și așa va fi, cu deschidere. Da. Și a doua problemă pe care vreau să o ridic, de fapt nu e o problemă, vreau să apreciez inițiativa primăriei cu parcare de la Cijmea pe la strântură. Am încercat de mult, dar ați văzut cât de nenorocit s-a întâmplat numai în ultima perioadă acolo.
Și chiar se impunea să facă cât se poate. Am văzut că s-au băgat tuburile sau... L-am mai făcut o dată și a venit domnul Cruzarul și nu se poate. A rămas numai bracul, da, care l-a bătut domnul Mici. Da. Acum ne-a dus și au fost trei variante, printre care na, trecea și domnul Dorel și acolo. Să zicem că o fi varianta cea mai... Care acolo, eventual, dacă se mai dorește extinderea ei un pic, dacă se mai dori extinderea ei un pic, acolo ar trebui o aprobare pentru... Am rezolvat mult mai simplu, dar nu știu că domnul Movenică are problemă cu chestia asta. A doua, la izvorul de apă, de acum 2 ani deja am început, așa a fost o colă, a fost peste tot și am avut în piețe roate. E, acum a reușit să demare. Dar nu mă părere în copul. Da, da. Dar e un călcăm, probabil. Aici e așa în natură, copac și mai sus cu hașul și de noi nu încălcăm cu nimic. Dacă e așa, cu acostamentul domnului, e domnul județean. Da, dacă vrei să nu faci, atunci îți găsesc. Da. Piedici ca să nu... Sigur. O să ies. Da. Față de ce o fost... Domnul oficial la domnului Facebook, domnule, nu umblați fiecare din... Da, domnule, care e problema? Dar spuneți că... Face site-ul primării, Facebook-ul primării. Dar ce eu cum au luat de-a primării Facebook, faceți Facebook-ul primării, domnule. Dumneavoastră discutați cu mine în calitate de oficial în ședința asta sau de trezem în trup? Da, nu? Păi oficial sunteți vicii primari. Faceți site-ul, faceți site-ul primării și discutați mai. Domnul Dogar, omul scrie unii brași. Nu asta este problema. Deschideți Facebook-ul oficial al primăriei. Păi este site-ul primării. Asta am fiind noi, vreau să concentrăm lucrurile. Ce treabă, mă, dar aici ales că începe campania electorală. Dar el ce miză are în campania asta, tot ce trebuie și eu? Mai e altceva, domnule. Cu PNL-ul, nu? Asta e discuția, asta e discuția acum. La lucrarea care s-a terminat la Dalpola. Asta nu va trebui să ceva. De ce mă întreb, domnule? De ce mă întreb, Bine, spune-mi, asta vreau să întreb. Da, domnule. S-a terminat lucrarea de la Dalpola Scaunii. A rămas asfaltul foarte lăsat, dacă intri cu camion și nu cunoști zona, te-ai dus în apă. Se întâmplă ceva, o să mai repare ceva acolo. Nu, că am dat nu mai repare. Băi, și asta sufletul e de lăsat drumul acolo. Nu mai repare, atât au fost, atât ai importat față de proiect, s-o măsurat, cantitate, s-o plătit cât este acolo. Domnul Nicolim. Vreau să întreb ce stadiu se mai regăsește lucrarea la canalizare. La canalizare deocamdată s-a conservat, o parte din bani au venit, o parte trebuie să vină, dar banii la PNDL vin numai cei care au depus situația de lucrări. Și factura la, până la data de 23 noiembrie, de la 23 încoace anul ăsta nu mai sunt fonduri. Și ne vedem nevoiți că și la canalizare s-a depus pe 28, și pe 26 s-a depus la dispensat diferența care mai era și rămâne la... A doua problemă a fost că făceați referire ceva la Asociația pentru Gaz. Da. La Asociația pentru Gaz mai am făcut o asociație comună pe la Lunca de Sus. S-a primit avizul de principiu de la Transgaz Mediaș. Urmează acum să facem achiziția pentru studii de fezabilitate. Unele localități, cum e Agășu și cu Palanca, au făcut achiziția. Noi ne-am încurcat într-un amănunt din contract și din statut, care spune că achiziția o va face asociația. Nu achiziția, studiul de fezabilitate. Păi nu, achiziția studiului, adică ce să-l facă. Da. Și în condițiile astea, nu prea e legal ca să dăm bani. Că nu spune, domnule, prin asociație, fii comun, fiecare comun în asociație îți va face studiu. Acum rămâne să... Trebuie făcut să nu știu. Nu, nu poate să rămâne, că nu trebuie.
nu primești nimeni, lasă vina să o trece întâi. La vorbă cu Agă și cu Agă, cum am încetat ei și facem și unul la fel. Da. Dacă nu trebuie, da. Vor făcu primul pași. Eu fac un primul pas, dar e vorba că e o răspundere pe 1,5 miliarde. E o răspundere mare pentru treaba asta. Poți vine curtea din portul, băi, dacă scrieți sau ceea ce ziceați cu voi achiziții. Și acum trebuie să o reglementăm. Dar la ședința trecută am aprobat 1 miliard și ceva pentru studiul din fiecare. Dacă avem avizul posibil la fapt, cu vădiciul în fiecare. Poți fi program și la fiecare. Cum e doar? Noi am făcut asta. Voi trebuie locală e de acord. Dar nu la trecută, dar venim cu... Semnezi contractul, eu nu semnez. În statut așa scrie, am citit alte statuturi, de exemplu statutul de pe Dazlău Verde, este totalmente diferit. Eu am vorbit și cu domnul primar Pariștan pentru a modifica statutul, care este greșit din punctul meu de vedere. Nu trebuia să includă astfel de clauze. Nu putea să ne inspirăm la Dazlău Verde, care are un statut super ok. Nu trebuia să includă astfel de clauze. Nu știu pe cine a avut consultant, pe domnul avocat, nu știu care, dar nu se... Am vorbit cu doamna primară. Ei, nu se primar poate să semneze. Am vorbit cu doamna primară. Am vorbit cu doamna primară de la Podul și ne-a dat ieri un model de... M-au bunea lor contractul, statutul și ce mai au hotărâri. Statutul de la înaintat, statutul era problema. Eu l-am întrebat pe domnul primar Pariștan dacă nu putem să modificăm acest statut, care nu este bine formulat. A zis la un moment dat că l-am modificat, după aceea că nu mai putem să modificăm și am căutat alt statut și am căutat. De asta am ajuns la Poduri. Da. Și am ajuns la Poduri, ca și ei au așa ceva. O schema e spune clar acolo, fiecare localitate, că nu poți să o faci pe asociație, pentru că Tasău are numărul de gospodării cât are Palanca și Busturoasa la un loc. Și atunci cum? La noi e un număr de gospodării, un număr de kilometri, un număr de nu știu ce, valoare alta, fiind un... Da, contractul poate fi semnat, nu e nicio problemă. Domnul Ciocănaș. Întrebarea la domnul primar, ce stadiu se află lucrările la Cătiniș, la toaletă și la... Stai de la Plătiniș și acolo e cam gata, nu a trebuit să facă gaură și să monteze... Păi cum e gata dacă trebuie să facă gaură? Poți o gaură? Stai să vedem. E aproape interiorul e gata. În schimb se pune problema la foraj. Astăzi am vorbit cu domnul Ștefănescu, proiectantul de la ONER și zice că găsește o societate care forează în piatră și cere 200 de euro plus TVA-ul de metru liniar. Restul nu vrea nimeni, e numai piatră. Preotul de la Părintele Pădureanu a forat acolo o lună de zile până o dat de apă, numai în stâncă. Alții care am vorbit și cu ei care au forat acolo, au vorbit și Nicușor Merlușcă și... nimeni nu o să-mi cumie. Acum urmează, ori să facem o dispoziție, un act adițional la contract în care să-i crească prețul la metru liniar de foraj, ori să o scoatem din programul ăla și să scoatem noi la licitație cine vine să foreze și să vedem prețul. Altfel s-a încercat să fac un pus în grădina grădiniții spre apă, să bate pomană, nu vede nicio apă. Dificil. Probleme diverse nu mai sunt. Putem avea ședința închisă?